conformitate cu prevederile legii 390 din 2004, duminică 4 aprilie a fost sărbătorită Ziua NATO în România, o sărbătoare publică dedicată democrației, spiritului european și euroatlantic. Cu prilejul aniversării a 17 ani de când navele militare românești execută misiuni în cadrul NATO, șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panaita, a acordat medalia aniversară Forțele Navale Române 160 de ani în serviciul patriei, Societății Române de Televiziune și Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților. Marți 30 martie, conducerea forțelor navale a fost prezentă la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, unde a prezentat istoricul, rolul și misiunile forțelor navale române. La finalul activității, șeful statului major al forțelor navale a oferit președintelui Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților medalia aniversară a forțelor navale române. După aderarea la NATO la 29 martie 2004, navigând în siajul vremurilor, forțele navale române s-au modernizat structural și au armonizat componența în raport cu strategia națională și provocările contemporane și au participat la toate misiunile NATO asumate de România, iar cei 17 ani de la intrarea în NATO reprezintă și 17 ani de misiuni îndeplinite cu succes în cadrul acestei alianțe.
Forțele navale române continuă să-și adapteze acțiunile la contextul actual, prin numărul, amploarea și calitatea misiunilor îndeplinite în apele naționale și internaționale. Forțele navale române se dovedesc un partener serios, competent și credibil, cu o contribuție deosebită la menținerea unui climat de securitate în acest spațiu geografic și geopolitic.